Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Numele meu este Flavius și astăzi vom merge să vizităm orașul Munden din Austria. Astăzi este o zi superbă de 1 februarie, 16 grade jumate, o temperatură neașteptată pentru aceste vremuri. Și am decis să ieșim un pic fiind weekend, să vedem cum arată orașul per total. Am înțeles că este un castel foarte frumos acolo. Avem o cabină de urcat până sus pe dealul unde se vede tot orașul și lacul. Aceasta este primăria orașului Munden. Bede, rățuște și o grămadă de porumbei, pentru că toată lumea hrănește. Nena? Nena e foarte bună prietenă cu tot ce este animal. Se împacă repede cu ei. Se împrietenește, foarte prietenoasă. Latră un pic, Adam. Nena? Uite ce dă din coadă. S-au împrietenit repede. Orașul Munden este un oraș de aproximativ 13.300 de locuitori. Se află în landul Austria de sus, Oberösterreich, cu o suprafață de aproximativ 64 de km pătrați, pe malul lacului Traunse, și a fost recunoscut ca și oraș în anul 1274.
să filmăm niște cadre din apropiere și să vedem mai multe informații despre castelul din Munden. Accesul către castel se face pe un pod din lemn, iar castelul este construit pe o insulă artificială. Fiindcă este o zi de sâmbătă, castelul este închis astăzi pentru vizitare și singurul lucru care îl putem face astăzi este o tură în jurul castelului pe această potecă făcută. La fel ca în foarte multe locuri, găsim aici un panou plin de lacăte cu nume și cu mesaje la îndrăgostiților